consolidarea rezilienței tinerilor la dezinformare. Sub un astfel de slogan, redacția BAS TV, împreună cu tinerii jurnaliști, au desfășurat o serie de traininguri informative în toate școlile raionului Basarabeasca. Acestea au avut loc timp de 3 săptămâni de-a lungul lunii mai. Мы решили провести тренинги во всех 9 школах района Басарабяска для того, чтобы познакомить ребят с такими понятиями, как дезинформация, фейки, дипфейки, научить их пользоваться интернетом безопасно, показать, как можно манипулировать общественным мнением с помощью фото, видео, с помощью какой-то непроверенной информации и предостеречь наших детей, подростков от того, чтобы они попадались на уловки различных онлайн-мошенников. În calitate de mentor au fost tinerii din redacție, care au realizat prezentări pe diferite subiecte importante. Întâi de toate, ei au fost instruiți în acest domeniu. Мы подумали, что информация лучше воспринимается тогда, когда ее преподносят люди, близкие вам по возрасту, по статусу. Поэтому мы подготовили в качестве тренеров членов нашей молодежной редакции, то есть учащихся этих же школ. Pentru a deveni trainer, membrii redacției de tineret au urmat o pregătire preliminară cu experta media Lilia Zaharia și cu jurnalista Iuliana Ignatieva. Fiecare instruire realizată în școli a fost desfășurată de câte 2 traineri, fiind coordonați și de către 2 mentori din redacție. Instructorii și-au planificat din timp sarcinile și obiectivele pentru training, astfel încât să fie abordate toate subiectele propuse. На данном тренинге мы разбирали основную проблему дезинформации, также подтипы дезинформации, рассуждали о том, как не попадать в сети ложной информации и как проверять истину в сказанных источниках. Astăzi cu colega mea Camelia am povestit despre însuși despre dezinformare și despre protejarea în mediul online. Сегодня в тренинге я рассказываю ученикам, как вести свой блог, что можно выставлять в свои социальные сети, что нельзя, как отличить фейковый аккаунт от реального. În acest mod, trainerii de alfabetizare digitală au petrecut ateliere informative în toate școlile din raion. Potrivit lor, experiența căpătată i-a ajutat foarte mult și, chiar dacă la început le-a fost frică, ulterior s-au simțit mai încrezători. În calitate de trainer m-am simțit foarte sigur de ceea ce spun, pentru că când am primit informația, am analizat-o, am perceput-o în modul meu, iar apoi am fost sigur de ceea ce spun elevilor pe care am predat. În calitate de trainer m-am simțit foarte bine, deoarece îmi place foarte mult să țin discursuri în fața publicului și mai mult îmi place atunci când cunosc despre ceea ce vorbesc, știu foarte bine ce trebuie să le ofer tinerilor și exemplele pe care le pot da. Мне было достаточно легко, это мой второй тренинг, но самое интересное было для меня то, что я впервые проводила тренинг моим ровесникам, и мне было очень интересно, потому что я чувствовала себя на своей волне, они понимали все мои шутки, приколы, потому что как бы я была в теме с ними. На сегодняшнем тренинге было довольно легко взаимодействовать с ребятами, потому что они были очень активными. Любой вопрос, который я им задавала, они с радостью на него отвечали, предлагали свои идеи на некоторые темы, которые я тоже предлагала. Față de primul meu тренинг de la Башкалия, atunci mi-a fost un pic mai greu, însă astăzi mi-a fost un pic mai ușor, deoarece am căpătat un pic de experiență. Trainingurile au fost desfășurate în 2 etape, partea teoretică în care a fost prezentată informația și exercițiul practic, unde elevii au putut realiza diferite materiale multimedia, precum publicații pentru rețelele de socializare, desene sau postere. Trebuie niște bani ușor. Un expert. Nu este Morgan Stern, precis că e adevărat. Potrivit participanților, trainingul a fost destul de interactiv și util. Am rămas mulțumit în urma acestui training, deoarece mi-am reactualizat cunoștințele pe care le aveam anterior. Eu, în general, am aflat multe informații noi, chiar și dintr-o parte aceste informații erau un fel de informații de bază despre securitate online, despre media în general, despre niște noțiuni, dar după am înțeles că aceste informații, eu, de exemplu, unele nu le știam și, într-adevăr, mi-a fost interesant să știu și să aflu despre multe, chiar și noțiuni noi.
Я узнал сегодня на тренинге, что такое дезинформация, какая она бывает, что означает дипфейк и много нового. Больше всего мне понравилась практическая часть, где нам пришлось самим предоставлять информацию, работать, монтировать видео. Это было интересно. Mi-a plăcut foarte mult, cred că sunt niște cunoștințe foarte folositoare, mai ales pentru noi tinerii care abia pășim în viață, multe lucruri încă nu le știm. De asemenea, potrivit rezultatelor chestionarelor completate de elevi la finalul fiecărui training, cele mai interesante subiecte au fost testul, profilul pe rețelele de socializare, modul în care poți recunoaște știrile false, ce reprezintă mass media și metoda prin care putem distinge un profil fals de cel real. Tinerii susțin că alfabetizarea digitală este un lucru important pentru a diminua impactul dezinformării. Но я считаю, что в наши дни, когда социальные сети развиваются, это очень важно, потому что все больше и больше людей пользуются соцсетями, выкладывают что-то, они общаются там. И чтобы не было каких-то несчастных случаев, нужно знать об этом. Тинери кредом дезинформария, деоречи я есть мой ушор де перчепут, мой ушор де консумат, и десеори информации фальсы сунт ануме чея, че тинери ворса ауда. Acum noi trăim în secolul 21 și oamenii foarte des aplică anume media, diferite rețele de socializare și noi trebuie să înțelegem că un comportament greșit pe care noi, de exemplu, îl postăm poate să ne aducă și nouă niște daune, dar de asemenea un comportament greșit putem să-l transmitem mai departe. Aceste traininguri au fost realizate în cadrul programului de activism digital, Consolidarea rezilienței tinerilor la dezinformare, organizată de redacția BASTV cu sprijinul TechSoup Network.